știu, da? Da, da, mă, nă, nă, o și mă. Atâta. Mă, mă, u, nă, u, o, știm că e 0, 0. Asta, da, sau nu, o e minus 3. Sau nă, o este 3. E 3, da, 3, o, mă, tot 3 și mai aflăm mână. Și atât, mâine ne mai trebuie. Da. Așadar, alea triunghiului, alea triunghiului, nu o mână, nu o mână. Egal cu o nă, ori o mână, o nă, ori o mână, pe 2, și egal cu 3 ori 3, 9 pe 2, așa? Da, da. Și pe de altă parte, egal cu distanța mână, mână care trebuia să o aflăm vreme, care este minus 3 radical din 2, dar aveți decât să faceți pe da, tabla. Da. Sau faceți distanța de două puncte. Da, radical din 2 și sunul plus 3 din 2 minus 3 din 1. Da. Și este L radical din 2, deci 3 radical din 2, ori distanța, ori H asta, ori ori de, hai să zicem, ori de, cum am zis noi, supra 2. 2 cu 2 simplifică și atunci înseamnă că o dă va fi egală cu cine? Cu 9. Pe 3 radical din 2. Adică pe 3 radical din 2. 3 radical din 2, care e raționalizat, 3 radical din 2 pe 2. Asta trebuie să te analizezi. 3 radical din 2. Hai să mai vedem o dată, poate am greșit. Nu, așa e. Așa era și la sfârșit. 3 radical din 2 pe 2. Mai vedem o dată. Deci, ca să măriți ritmul, când vi se cere distanța, dar totdeauna când vi se cere distanța de la O la O dreaptă, faceți intersecțiile graficului cu axa X-ilor și cu axa Y-ilor. Ca să găsiți punctele M și N. Pentru axa X-ilor, cine este 0 tot timpul pe axa X-ilor? Y-ul. Y, adică cine este X-ul? Aici este X-ul, da? Îl egalăm cu 0 și găsim X-ul. Și avem punctul. Mm-hmm. Și pentru axa, pentru intersecția cu axa Y-ilor, X-ul este 0. Și lovim pe X egal cu 0 și găsim Y-ul, respectiv. Și am găsit pe mânt 0 și 3 și minus 3 și 0. Să o prodese fiind chiar de trunghi X-ul și cel aici. Nu? E de întâlnit chestia și și aria a mers foarte repede. Dacă și prin Pitagora găsiți distanța asta. Asta la pătrat plus asta la pătrat, egal cu asta la pătrat. Care este o asta. Și atunci are baza pe înălțimea supra 2 sau cateta 1, cateta 2 pe 2. Egalându-i găsim distanța. Asta este tehnica de lucru. Da. Mai facem un test, da? Da. 6. 4. Acolo unde puteți, știți ce? Hai să la testul următor, să spunem așa, trecem în revistă, vedeți unde vi se pare mai interesant. La 4 e simplu. Uitați-vă și îmi spuneți... O întrebare, prima întrebare este așa, este posibil ca domeniul de definiție a unei funcții să conțină 3 elemente? Iar domeniul de valoare al funcției să conțină două elemente? Justificați răspunsul. I-am zis că da. Sigur că da. Deci poate există a unei funcții de care de gradul 1. De gradul 1, da. Că nu aici ar fi suntem. Da. Deci este posibil ca în domeniul de definiție a unei funcții de gradul 1 să conțină trei elemente. Iar și... domeniul de valoare al funcției să conțină două? Întrebarea. Și dacă am răspundeți da, justificat, dacă ziceți nu, justificați. Am desenat două diagrame. Am pus 1, 2 și 3 și 1 și 2. Da. Sau orice numere. Da. De la 1 am dus la 1, de la 2 am dus la 1 și de la 3 am dus tot la 1. Deci, încă o dată, să citim partețile. Deci, este posibil ca domeniul de definiție al unei funcții să conțină 3 elemente. A unei funcții în general? De gradul 1, aici sunt, domn profesor. Hai să vedem, stai să vedem. Ei n-au învățat funcție din gradul 2, deci clar că din gradul 1. Al unei funcții să conțină da. 3 elemente, iar domeniul de valoare al funcției să conțină 2 elemente. Deci dacă am 1, 2, 3 puncte, printr-o funcție de gradul 3, se duce element la element.
Deci ăsta de aici are o singură imagine. Nu se poate ca altul să aibă aceeași imagine. Nu se întâmplă niciodată ca două elemente distincte, X1 diferit de X2, să aibă același lucru. Adică vreau să spun așa în film. Dacă am F de X, dacă cumva autorul se referă la asta, F de X egal cu AX plus B, și am X1, F de X1, ca face? F de X1, imaginea ar fi A. Sau să iau un practic. Nu de AX plus B, în general, să iau cu X minus 3. Hai să zic așa. Îi dau cu X minus 3. F de 1, cât face? F de 1 face 1 minus 3? Minus 2. Minus 2. Adică lui 1 i-am pus în corespondență minus 2. F de 0, să zic așa, minus 3. Minus 3. 0, minus 3. Și F de 2 egal cu 2 minus 3 minus 1. Deci lui 2 e minus 1. Dacă e vorba de funcția de gradul 3, neapărat, cardinalul, adică numărul elementelor din domeniu, egal cu numărul elementelor din codomeniu. El, corespondența, se face element la element. Dacă e vorba de funcție în general, atunci pot să spun, da, e posibil, ca reprezentare printr-o diagramă, e posibil ca trei elemente, nu? Aici am avut trei elemente. 1, 2, 3, să aibă un codomeniu de 2, da? 2, da. 2. Eu spun că am așa, chiar funcția constantă poate să fie. Uite, am două elemente și toate trei să aibă aceeași imagine. Nu, domn profesor, nu, ei n-au învățat. Nu, nu cred. Era, printre funcțiile de gradul 3, se poate gândi și funcția constantă. Funcția constantă este cea care duce toate elementele într-un același element. Da. Și atunci, dacă toate au aceeași imagine, că e constant același lucru, are rost așa ceva. Are rost așa ceva. Dar mai citim o dată. Este posibil ca domeniul de definiție a unei funcții să conțină trei elemente, iar domeniul de valori al funcției să conțină două elemente? Domeniul de valori e altceva. De valori, nu cu domeniul. Așa. Domeniul de valori înseamnă imagine. Adică, domeniul de valori înseamnă aici, în cazul meu, un singur element. Domeniul de valori. Deci, între domeniul de valori și codomeniul este diferență. Domeniul de valori înseamnă mulțimea imaginilor. Da. Adică Y care apar ca imagine, iar codomeniul înseamnă o mulțime mai amplă. Noi n-am făcut de multe ori și am spus codomeniul poate fi mult mai mare. Așa, și... Aici când am spus domeniul de valori, da, înseamnă că fiind funcția de gradul 3 la care ne oprim, răspunsul este nu. Nu-i posibil. Pentru că, dacă ar fi funcție constantă, ca un caz particular, domeniul de valori ar fi atunci un singur element. Dar eu îți zic două elemente. Dacă îți zic două, n-ai șanse să vorbești de funcția constantă, ci funcția de gradul 3, aia x plus b. Și atunci funcția de gradul 3 duce element în element, element în element. Deci, numărul elementelor din domeniu trebuie să fie egal cu numărul elementelor ca valori, ca mulțime de valori. Deci răspunsul este nu? Nu. Deci nu? Să mă citesc o dată. Deci este posibil ca domeniul de definiție al unei funcții să conțină trei elemente, iar domeniul de valori al funcției să conțină două elemente? Domeniul de valori. Trebuie să existe un pic ca să înțelegi înseamnă domeniul de valori și înseamnă codomeniu. Deci eu când vorbesc de funcția f de x egal cu x minus 3. Vorbesc de faptul că f e definită pe cine? F e definită de data asta pe trei elemente. Da? E definită... Hai să-i luăm 1, 2 și 3 sau 1, 3. 1, 0 și 2. E doar trei elemente. Iar ca mulțime de valori,
Adică ca mulțime a elementelor ce apar, numai două vreau să fie. Un A și un B. Deci la mulțime de valori vreau să fie mai două. Întrebarea era, da? Da. Ei, prin corespondența care se realizează, lui 1 îi corespunde în cine? Minus 2. Deci A sau B trebuie să fie obligatoriu minus 2. F de 0 cât este? 3. Minus 3. Deci ăsta este minus 3. Și ca și lui F de 2 trebuie să-i pun și lui ceva în corespondență. Trebuie să-i pun ceva. Încă un element care e diferit de astea două. Deci nu este posibil. Deci nu este posibil pentru că prin funcția de gradul 1, cardinalul numărul elementelor de la domeniu este egal cu mulțimea valorilor. Că fiecare are imaginea sa. Și dacă e constantă cum am putut acolo? Dacă e constantă, nu. Dacă e funcția constantă, tot nu e posibil, că e mulțime de valori. Mulțime de valori însemna să am aici, mi-o dat mai două. Da. Iar funcția constantă îmi dă o singură valoare. Deci dacă ar fi fost așa, 3 aici la pornire și cu un singur element la sosire, era posibil. Ca mulțime de valori, un singur element, atunci ar fi posibil. Deci mulțimea constantă de valori, la constantă are un singur element. Sigur că da, funcționează. E constantă. Și mai mult de să nu le folosim, că a zis că nu se supără dacă ai mai mult. Sigur că da. Așa poți să ai, dar una este cu domeniul care poți să fie mult mai mare și alta este domeniul care înseamnă mulțimea valorilor. Mulțimea valorilor înseamnă... Alo? Da. Da. Deci 0 la 0. Așa, da. Bine, mulțumesc. Da. Să mă întorc în problema. Deci a fost aici vorba de faptul că am avut trei elemente la pornire și ne întreba dacă la sosire, ca imagini, pot să am numai două. Ca imagini, atenție, ca imagini, adică mulțime de valori care se apară urma legăturilor care se fac. Pot să am numai două? Răspunsul nu. Puteam să am numai una sau pentru funcția constantă, sau puteam să am exact atâtea cât are la pornire. Da? Da. E mulțime de valori. Fac distinție între mulțime de valori, mulțimea valorilor, adică mulțimea celor care apar prin corespondență, față de codomeniul care e mai mare, le conține, da? Codomeniul este mult mai mare, adică le conține pe acele care sunt imagini și încă ceva plus. Că nu mă deranjează. Și pe alea care sunt imaginile, dar lipsesc de acolo, nu? Adică sunt tot imagini, dar lipsesc de acolo numerele care corespund. Nu! Sunt de niște numere adăugate acolo, care... Da, un cutur. Deci un cutur fără să mă interesează față de mulțimea de valori. Dar aici, la imagini, sunt minim mulțimea valorilor. Și încă alte lucruri puse. Deci facem distinție între mulțimea valorilor este o submulțime a codomeniului. Mulțimea valorilor. Deci mulțimea valorilor este ceea ce obținem în urma corespondenței. Adică putea să dea, fie definită pe niște elemente 1, 0, 2, cu valori în el. Cu valori în el, sigur că da. Deci definite pe acele valori în el care înseamnă el multe elemente. Exact. Dar el ne-a întrebat numai cu două ce părere ai. Se poate? Nu. Ca mulțime de valori, răspunsul nu se poate. Măcar... Da, invers. Cum? Dacă era invers, aici 2 și aici 3.
Cum, aici, aici două. Da, așa se putea, nu? Aici două, da. Și după, era în futură, nu? Sigur că da. Deci dacă am fost aici, așa mă trebuie spune. Și aici trei, da? Și al treilea? O să fie suficient de multe. Ce? Alo. Alo, da? Vă rog. Da, e perfect, m-a ajutat foarte mult acum, ca de fiecare dată, însă aici nu mă pot duce cu funcția de gradul 2. Dar cred că mă ajutați, am să încerc acum să fac chestia asta, mulțumesc frumos. Da, mulțumesc mult. La revedere. Este domnul care vă urmărește foarte mult atenție și vine în sprijinul efortului care îl fac eu acum, spunând așa, că rețeta este vis la noi, în cazul de față, până la nivelul cunoștințelor pe care le avem în clasa a 9-a, a 8-a, pardon, înseamnă așa, A, X plus B, ca variant, funcția de gradul 1. Din tot ce am insistat până acum, ați înțeles că un X, un Y, un X, un Y. Y, aceea să obțin, după rețeta respectivă, poartă numele de mulțimea valorilor. Sau mulțimea imaginilor. Mulțimea valorilor sau mulțimea imaginilor. În clipa în care am la sosire mai multe elemente, e foarte bine. Dar nu voi putea niciodată să am mai puțin de ceea ce înseamnă mulțimea valorilor. Deci minim la sosire, ca și mulțime pe care trebuie să o iau în seamă, este măcar mulțimea valorilor. Adică cele trei elemente, da. Cele trei elemente ca imagine, ca imagine care am avut. Dacă e pe funcția de gradul 1. În cazul de față, când s-o zis cu două, nu se poate. Pentru că, Domnul spune acum, dacă aș lua ca exemplu f de x egal cu x pătrat, care altă funcție. Aici am să am pentru x egal cu 1, imaginea f de 1 face 1. Când x egal cu minus 1, imaginea f de minus 1 face tot 1. Și pentru x egal cu 0, f de 0 face 0, nu? 0 la pătrat face 0. Și atunci spune dânsul așa, aveți în condițiile astea pe 1, pe minus 1, pe 0, și care au ca imagine doar două elemente, pe cine? Pe 1 și pe 0. Pentru că în clipa asta și 1 și minus 1 au pe 1 și 0 are pe 0. Deci acesta este un exemplu de un exemplu de funcție care poate să îndeplinească condițiile acelea când la plecarea trei elemente și ca mulțimea valorilor doar două. Pentru că două din ele fac același lucru, au aceeași imagine. De aceea, în exercițiul acesta, dacă vorbim generic de funcție, generic, adică nu neapărat după rețetă funcții de gradul 1. Cum v-am spus așa, dacă la o funcție se poate întâmpla diagramă, puteți face o diagramă prin care să arătați corespondența asta, nu gândindu-vă la funcția de gradul 1, ci la o funcție în general, atunci, da, aceasta este corectă. Că două din ele le puteți face cu, cu aceeași imagine și pe a treia, așa. Nu cred că se referă la asta. Deci, în condițiile în care autorul nu zice că e funcția, nu zice funcția de gradul 1, are și domnul de la iar dreptate să spună că avem modele de acestea.
Și voi la clasă, când ați făcut reprezentarea prin diagram, ați făcut și variante acestea, 2 cu 1, pentru a spune dacă e funcția corect definită. O funcție de asta este corect definită. Adică 2 să aibă aceeași imagine, însă nu cu funcția de gradul 1. Repet, nu cu funcția de gradul 1. Exact, că ei se referă numai la funcția de gradul 1. Toată discuția care o facem în școală, în clasa 8, se referă numai la funcția de gradul 1. De aceea, mă întorc și spun, gândindu-mă la funcția de gradul 1. Da, uitați, în -0 poate să aibă imaginea 4. De exemplu, așa. Aveți un diagram, da. Nu? Zice pentru un diagram, minus 2 și 0, imaginea 4, am 2. Sigur că da. Ca exemplu, vorbim generic de funcție. Mm-hmm. Nu pentru funcția de gradul 1. Dar uitați-mă aici, f definit pe minus 2, minus 1, 0, 3, cu valori 4, 5 și 10. 4, 5 și 10. Da, deci 4 la plecare și 3 la ieșire. 4 la plecare și 3 la ieșire. Deci asta e corect. Deci așa cum am făcut-o aici, e corect. E corect. Dar și acolo. Și acolo. Uitați. Da. Deci vedeți, când se definește noțiunea de funcție, în general, și se vrea reprezentarea pe diagram, eu sunt în conflict acum cu exact ce îmi spune mama și insistă foarte mult, că numai la funcția de gradul 1. Asta am învățat. Dar autorul, când aici, dacă el prezenta fie funcția de gradul 1 așa, atunci noi aveam dreptate în toată comisia asta. Dacă preciza asta. Dacă preciza. Neprecizând, există posibilitatea să interpretăm ca o formă de reprezentare prin diagramă varianta asta de aici. Și atunci răspunsul e da. Răspunsul este da. Îi pot arăta printr-un diagram de aceasta că există funcțiile astea. Da? Deci dacă mă strângi cu ușa, dacă mă strângi cu ușa la funcția de gradul 1, spun nu. Nu. Și dacă spun generic despre funcții și la autorul nostru este exact funcția de gradul 1, atunci pot să zic da. Da? Pentru că am situația asta, uite, asta care am rătat tot prin x pătrat. Sau dacă nu, prin altă funcție. Sau, în general, prin puncte. Iau 3 puncte aici. Distincte, aici 2. Și restea 2 le duc aici. Uite așa. Și poate să o duc așa. Păi dacă e manual, sau unde e funcție de gradul 1, nu? Nu? Nu. Atunci aici e manual. Nu, aici e exemplu, aici îți dau un exemplu. De exemplu de funcție. Nu, aici 4 chestii, da. Și 3, da. Dar sunt exemplu de funcție, dar nu funcția de gradul 1. Și spune h de x egal cu x pătrat. H de x egal cu x pătrat. Deci eu dă funcție de gradul 2 ca să facă treaba aceea. Uh-huh. Așa și aici, noi cu x pătrat, cum am luat noi minus 1, 1, minus 1 și 0, au ca imagine. În concluzie, disputa între noi a apărut că tu m-ai forțat să mă opresc la funcția de gradul 1, deși eu am avut tendința să mă duc la exprimarea generală. De ce tot am spus și am insistat? Spune funcții de gradul 1? Nu. O funcție. Are rost să zicem așa? Da. Răspunsul este da. Pentru că eu învățam mai funcția de gradul 1. Da, cu asta, dar el n-a spus funcții de gradul 1. Funcții. Aici ai doar ca modul de prezentare la... Sigur că da, sigur că da. Și atunci și acolo lasă larg. Și aici lasă larg. Dar exprimata despre noțiunea de funcție. Și dacă pentru că dacă Rodi se întâmpărește în minte ideea că neapărat numărul de elemente de aici este egal cu numărul de elemente acolo, este doar un alt tip de funcție. Aceea se cheamă funcție bijectivă. Mai târziu, când îmi dați clasa 1. Dar vreau să zic că nu trebuie să picăm în greșeala asta, aceea de a merge neapărat funcție de gradul 1. Ce funcție? Când definește noțiunea de funcție și vorbește și dă tot felul de exemplu, are grijă să spună așa. Să-ți și pe ăsta, da. Are grijă să spună așa, că nu-i voie ca să lase ceva aici supărat. Și nu-i voie niciodată într-o diagramă să se întâmple ca un element să aibă două imagini. Așa nu. Deci aici nu pot lăsa pe nimeni și nu se poate ca unul să ducă în două sau mai multe direcții. Pretențiile funcției, cum ne-am spus. Deci toate diagramele, pentru înțelegerea noțiunii funcției, respectă pretențiile funcției. Și atunci autorul, dacă mai ieșit 3 și aici 2,
Dacă am mai și 9 și aici 2, se poate? Da. Se poate, vedeți. Se poate, că le duc într-o parte, într-o parte. Așa poți să le duc pe toate într-un singur punct, dacă e funcția constantă. Eu definesc așa, care e problema? Așa pot să eu. Se poate. Se poate. Dacă ei dădeau răspunsul că nu se poate și precizau pentru funcția de grad întâi? Deci dacă ei spuneam de la început, pentru funcția de grad întâi, spuneam nu se poate dădeau răspuns. Da. Dar, în general, se funcție, a deschis gura și a zis, mai funcție, se da, poate. Se poate. Bine, ia să ștergem. Cât e ceasul? Unde e ceasul? 4-7 Asta conține mulțimea valorilor. Deci, ce apare după ce am locuit și iar codomeniul este mai amplu. Da. Poți fi și elemente în plus. Da. Da? Deci, asta... Păi, nimic le-ați lămurit asta. Lucrurile în codomeniul da? Și facem în cine mai rămas? Pe cine începe acum, da? 5, 6, 7, 7. Aveați puncte de intersecție cu axele de coordonate ale graficului. Este cu valori în el. Deci e fi de unde e de x egal cu minus x radical din 3 plus radical din 75. Deci aflați punctele de intersecție cu axele de coordonate ale graficului. Cu axele. Deci graficul lui e intersectat cu x, x, cu da, graficul da. Lui, trebuie să exprim cu cine este un punct M de coordonate care îi trebuie găsit și graficul lui e intersectat cu Y, Y', egal un punct M, a cărei coordonate trebuie găsit. Dar știu mă, undeva e 0, 0. Tocmai, la X, X', la axa X, la cine este 0 tot timpul? La Y, la X', deci, da. Da, Y este 0. Așa pun 0 aici. La axa Y-ilor, cine este X-ul? Pun 0 aici. Așa, mai avea cât e calculăm. Și atunci, pur și simplu, pentru a găsi Y-ul de aici, facem F de 0. Și F de 0 cât face? Radical de 75, nu? Radical, da. Deci F de radical de 75. Mai ca 75 de sus, scoate? Sigur, vine 25 ori 3, deci 5... Radical din 3. 5 radical din 3. Și din coace? X egal cu 0 minus radical 75. Deci, asta e egal cu 0 minus 1. Da. Minus și aici este 5 radical 3, se simplifică pentru radical 3 și atunci rezultă că X egal cu minus 5 parte. Dacă e minus X, se vede domnul. Deci, eu am dat, am făcut Y cu 0. Deci, așa. Este minus X, da? 5. Deci, când e egal cu 0, radical din 75 trece în partea asta, din minus radical din 75, care înseamnă minus 5, minus 2 radical din 3 cu radical 3 și vine X-ul egal cu 5. Deci, 5 aici. Așa, când mâine e cotrat de 5 și 0 și mâine cotrat de 0 și 5 radical din 3. Deci 5 și 0 și 0 și 5 radical din 3. Și acum, știind M și N, reprezentăm punctele astea în sistem. Astea punctele din punctele din intersecție. Da, 5 și 0, 1, 2, 3, 4, 5. Și N, 5 radical din 3. Adică, aici a fost 5 și 0, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, radical din 3, 1, 7 și 3, 4. Aproximativ. Și 5 ori 1, 7 și 3, 5 ori 7... 3, 5, 8 și... 8 și face. Deci trebuie să mă duc mai sus pe aici, până 8 și... Da, mulțumesc și tu, e aproximativ radical din 3. Radical din... Și alea sunt puncte. Și da, ăsta e punctul M,
Ăsta e meu. Și iată că așa este relația mn, care a cărei ecuație este asta, y egal cu minus x radical din 3 plus 5 radical din 3. Asta este ecuația de mn. Ce cere? În problemă să reprezentăm graficul, nu? Da, nu. Aflăm punctele din intersecție cu axele. Le-am aflat. La 6. De ce aici la asta pe gânduri și mi s-a părut greșit, greu? Trebuia să vezi că poate era ceva nou, zic. Știți ce aici ceva nou să... Da, noutatea noi l-am făcut de câte ori asta. La intersecția cu axa x-ilor, cine este pe axa x-ilor? Y, 0, le-am pus acolo. Pe axa x-ilor, Y, X-ul e 0. Și atunci totul este... Ia să vedem. Funcția e definită pe cu valori în el. Ia cu valori. Și funcția e definită pe cu valori în el. F de x egal cu e de x. De două ori seria asta, nu? F de x egal cu... A, de două ori funcția asta, domn profesor. Se poate așa? Ai greșeală, da? Egal cu acolo, de 2x minus 1 pentru x mai mic egal cu 2x minus 1 pentru x mai mic egal ca 1. Și minus 3x plus 8 pentru x mai mare ca 1. Da, este prin două rețete. Deci de-aia era din două. Deci de ce? E de x egal cu două exprimări. Asta? Nu, o singură dată trebuie să zici. Da? De două ori. Deci de ce? Uite, uitați-l pe el. Adică x vin de la ce s-a mai mic egal decât 1. De la 1 la minus x. Deci înseamnă că x aparține la minus infinit până la minus 1 inclusiv. Și asta x aparține de la 1 la 1, așa? De la 1 la plus infinit. Și tot erul. Deci tot erul. Ești să de la minus infinit la plus infinit. Da. N-am nevoie să iau de două. Ai grea. Bun. Trebuie să reprezentăm graficul, nu? Nu, există puncte situate pe graficul funcției f care au coordonatele egale, justificați. Deci, întreabă, există puncte pe grafic care au coordonatele egale? Păi da. Coordonatele sau ordonatele? Coordonatele. Coordonatele. Deci, hai să zicem că ar fi de coordonate A, A, ca să fie egale. Da. Deci de A, A. Dacă aparține primei exprimări, adică graficului cărei funcții, având F1 de X, să notăm, egal cu 2X minus 1, deci dacă aparține graficului F1, ar trebui să se întâmple ce? Că înlocuind pe X cu A, F de A se facă tot A. Insist. Adică 2A plus 1 îți fac A. Deci 2A minus 1. Minus 1 îți fac A. Să fie egal cu A. Așa. Deci, ca să aibă cu coordonatele tale, adică ci pe locul lui X să fie egal cu locul lui Y. Coordonatele să fie egale, da? Și asta ar însemna că aici aș avea A, A este imaginea, egal cu F de A, care face 2A minus 1. Și ce mai lucru? Ce la A? A egal cu 1. A egal cu 1. E, A egal cu 1 este în domeniu? Da. Este. Aici este, da? Da. Deci, cu alte cuvinte, în cazul de față, ar fi chiar capătul din interval. Pentru rețeta asta. Deci, dacă aș reprezenta grafic funcția asta, dacă aș reprezenta grafic funcția asta de acolo, hai să o reprezentăm ca să înțelegeți mai bine. S-ar întâmpla următorul lucru.
Când x-ul e egal cu 1, deci când x-ul e egal cu 1, cât este y-ul? F de 1, aici mă duc după rețeta asta. De ce după rețeta asta? Că aici era 1 închis. Mă amintiți? Că așa mi-am zis. Mai mic egal de 1. F de 1 face 2 ori 1, 2, minus 1, 1. Când x-ul e 1, y-ul este 1. Când x-ul este un x mai în stânga, să merg pe intervalul ăsta, la minus infinit până la 0. 0. Când x-ul e 0, y-ul este minus 1. Când x-ul e 0, y-ul este minus 1. Ăsta e chiar de pe asta, că x-ul e 0. Graficul pentru prima exprimare este așa. Deci este nu, la 2 se mă duc la 1 încolo. De la 1 încolo e altă lege, altă rețetă. Nu, el zice pentru a doua exprimare încolo. Da, pentru a doua exprimare de la 1 încolo. Deci în clipa de față pot să spun că am descoperit un punct chiar capătul acestei semidrepte, că asta e o semidreaptă, că are origine. Chiar punctul acesta al capătului semidreptei, când se întâmplă ce lucru? Imaginea lui 1, a lui 1 este tot 1. Când x-ul e 1, y-ul e 1. La întrebarea există, am măcar un punct. Da. Dacă continui să reprezint, când x-ul n-aș avea voie să dau 1 aici. Trebuie să luăm 2. 2. Hai să zic că 2, dar vă zic 1 și virgulă, nu știu ce. Dar luăm 2. 2 minus 3 minus 6 și vom face 2. Când x-ul este 2, y-ul cât este? 2. 2. Când x-ul e 2, y-ul este 2. Am mai găsit un punct în care x-ul e egal cu y-ul, da? Când x-ul este 3, minus 9 și 8. 1. Da. Că face minus 1, parcă, nu? Da. Face minus 1. Acum, încoace mă duc. Păi și 4, 5, 6, da? Mă duc. 4, 5, 6, 7 mă duc. Înapoi, nu mă mai duc. Trebuie să văd până unde mă duc cu paralela asta. X-ul n-avea voie să vină mai în urmă de 1. Ci până aici mă duc. Da, așa. Și asta este. Ăsta e graficul. Da, ăsta e graficul. Graficul se compune din semidreapta asta și semidreapta asta altă. Asta are o rețetă, asta are altă rețetă. Așa. Și la întrebarea dacă există puncte care au... Există puncte situate pe grafic de funcție care au coordonatele egale? Răspunsul da. Am un punct M1 de coordonate 1, 1. Pe cel, da, de 1, 1. Și un alt punct, M2. M2 de coordonate 2, 2. Păi uite, X-ul era de la 1, l-a pus infinit de-a primit 2. L-a luat 2. Și când l-a înlocuit în a doua funcție, a dat 2. 2, 2. Deci nu poți să dau X egal cu 2 aici. Că aici sunt în ce zonă a X-ilor? De la minus infinit până la 1. Dar la a doua putem. La a doua neapărat. De, la a doua dăm 2, 3. Exact. Puteam da prin apus pe 1. Atenție ce aș făcut. Minus 3 ori 1 fac minus 3 și 8 fac 5. Când x-ul este 1, y-ul este 5. 1, 2, 3, 4, 5. Găsim punctul de coordonate. Cât asta de aici? Am zis 1 și 5. Dar nu le iau pe unul, că era deschis. Deci îi pun ca să știu de unde plec. Ai văzut unde, da. Da? De unde plec cu semidreapta? Plec de la 1, 5, mă duc, a fost 2, 2 și era suficient trasat graficul. Nu trebuia să mai iau și pe ăsta-altul, că aveam două. Era important să l-am pe ăsta de la pornire. Era foarte important ca eu să știu de unde plec.
Da, dar mi-e treabă doar să, dacă există puncte și dacă, dacă există cu coordonate legale, să justificăm. Atunci nu era nicât de făcut acolo. Deci, eu aveam nevoie din punctul ăsta de coordonate așa, pentru prima rețetă. Să înțeleagă ei că asta înseamnă. Da. Mă duceam după prima rețetă și înseamnă F de A egal cu A, F de A egal cu A, ce și-a însemnat după prima rețetă 2 ori A minus 1 egal cu A. Deci 2 ori A minus 1, ca să înseamnă F. Da, 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 egal cu A. Da. Da. Și asta mă duceam la A egal cu B. Deci calcul A egal cu 1. Da. Și asta înseamnă că punctul M, 1, punctul M, 1, primul punct găsit de coordonate, 1 și 1 după prima, după primul calcul. Dacă rețeta mă și o potrivesc pe a doua, merg pe a doua, F de A egal cu A după a doua rețetă, ce înseamnă F de A? Minus 3A plus 8. Da. Da? Minus 3A plus 8 egal cu A. Hai să mă întorc încă o dată. Adi și cu Maria și cu Mirona. De data asta e de X, are două exprimări. Faptul că ne zice, găsiți voi oare puncte de coordonate, găsiți puncte care să aibă aceleași coordonate, adică în care X-ul să fie dat pe Y, și am luat cu A, adică puncte de coordonate A. Și ca să fie pe primul grafic, trebuie să verifici relația. F de A egal cu A. F de A egal cu A. De după prima rețetă, ce înseamnă F de A? 2 ori A. Asta înseamnă F de A. Locuind X cu A. 2 ori A minus 1 egal cu Y cu corespunzător. Cu A. Și egalitatea asta mă duce la A egal cu 1. Dar ca să iau pe A egal cu 1 ca valoare, ce se-mi convine, trebuia să fie aici. Și este. Este. A egal cu 1 aparține intervalului pe care, despre rețeta, despre, dacă îmi dădea A egal cu 3, nu era bun. Și 3 minute. Da, și 3 minute. Dar sunt termeni de da, 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 da. Iar în condițiile în care cercetez același lucru pentru cea de-a doua exprimare, F de A egal cu A înseamnă că mă duc pe a doua exprimare, minus 3A plus 8, egal cu A. Este Y, respectiv A. Și din calculul ăsta îmi iese că lucrând A egal cu 2. 2 aparține exprimării de la, de la intervalul de la 1 la pozitiv. Da? 2 aparține intervalul acesta. Deci există și punctul M2. Înseamnă că M2 al doilea punct este punctul 2-2. 2-2. Și da, asta problema. Deci, la întrebarea, există puncte? Răspuns, da, sunt două puncte. Da. 1-1 și 2-2. Atât. Nu trebuia practic, nu trebuia nimic. Da, dar foarte bine. Pentru a vă arăta, cum, pentru a înțelege ce înseamnă graficul unei funcții cu două exprimări. Da? Deci am vrut să văd cele două exprimări. Da. Nu n-am făcut niciodată un grafic cu două exprimări. De aceea am zis să facem. Da, da, da. Ca să montez aici unde am rămas. Da. Ne oprim aici. Am făcut despre grafice. Sinteză funcția de gradul. Funcția de gradul. De imagine, mulțimea valorilor, pe funcții. Codomeniu. Am lucrat pentru test. Pentru testul. Bine. La revedere.